Lupta împotriva schimbărilor climatice a fost amenințată din cauza țărilor sărace din Asie și Africa, a declarat Rob de Jong, șeful Departamentului de Deplasare a Programului ONU pentru Mediu UNEP. Oficialul a menționat că salvarea oamenirii de la o catastrofă globală depinde de aceste state, deoarece locuitorii lor nu își pot permite mașini electrice. Dacă vom aduce mașini electrice doar în SUA, Finlanda și Olanda, nu vom atinge obiectivele acordului climatic de la Paris. Este necesar să fornizăm mașini cu emisii scăzute și zero și țărilor cu venituri mici și medii, a spus de Jong. El a atribuit o parte din responsabilitatea pentru situația creată a automobilelor și producătorilor de motociclete, subliniind că oamenii au nevoie de mijloace de transport ieftine și ecologice și este nevoie să ne concentrăm nu numai asupra cumpărăturilor bogați din țările dezvoltate. Conform rezultatelor unui studiu, din 1751 până în 2017, Africii și Americii de Sud le-au revenit doar 3% din emisiile de gaze cu efect de sere din lume. În 2019, Africa a emis 1,43 miliarde de tone de dioxid de carbon în atmosferă, America de Sud 1,1 miliarde de tone, iar țările Uniunii Europene 2,9 miliarde. De Ionca a subliniat că, datorită creșterii populației în țările sărace, cantitatea de emisii nocive va crește în viitorul apropiat. De exemplu, în Kenya, din 2005, acest indicator s-a dublat. Parcul auto în Nairobi, în 8 ani, a devenit de 8 ori mai mare, iar cel mai popular combustibil este motorina.